Aici este un test foarte important, cred eu. Creștinii de nume, da? Creștinii nominali, care consideră că religia creștină este un fel de asigurare pentru veșnicie, un fel de tranzacție pe care ai făcut-o cu Dumnezeu la un moment dat în viața ta, prin care ți-ai asigurat veșnicia, creștinii acestea foarte deranjați de faptul că Dumnezeu are ceva de spus în toate aspectele vieții noastre. Ce treabă are Dumnezeu în relația mea cu stăpânul? Ce treabă are Dumnezeu în relația mea cu soția? Ce treabă are Dumnezeu în felul în care eu îmi cheltuiesc banii? Ce treabă are Dumnezeu cu felul în care eu îmi petrec timpul? Ce treabă are Dumnezeu cu structurile astea, cu viața din afara bisericii, cu viața din afara momentului special de celebrare și de închinare ca acesta pe care noi îl avem în această seară? Creștinul adevărat înțelege că Dumnezeu are ceva de spus în toate domeniile vieții noastre, în toate sferele vieții noastre, în toate relațiile vieților noastre. Dumnezeu stă în spatele, ca motivație supremă, în spatele conduitei noastre, comportamentului nostru, acțiunilor noastre, motivațiilor noastre și așa mai departe. Cu alte cuvinte, nu-L putem izola pe Dumnezeu duminică la adunare. Dacă cumva am mușcat vreodată din minciunea asta că Dumnezeu este aici și putem în același timp să nu-L avem în restul săptămânii, ar trebui să ne scoatem din cap chestiunea asta. Nu există creștin care să-L aibă pe Dumnezeu, să-L poate izola. Se spune că societatea seculară contemporană a reușit să-L izoleze sau să-L scoată pe Dumnezeu la marginea societății. Nici vorbe de așa ceva. Nu putem să facem așa ceva. Dacă suntem creștini, nu putem să-L marginalizăm sau să-L izolăm pe Dumnezeu sau să-L programăm pe Dumnezeu ca pe un aer condiționat să se manifeste și să lucreze doar la anumite momente sau numai în anumite domenii din viața noastră. Dumnezeu invadează la propriu întreaga viața unui credincios. Și de fapt dorința lui Dumnezeu, intenția lui Dumnezeu este ca prezența sa manifestată în viețile noastre în fiecare domeniu să fie percepută de ceilalți oameni cu care luăm contact. Cum putea un stăpân necredincios să ia contact cu prezența lui Dumnezeu? Palpabil, să spunem. Cum putea să ia contact cu prezența lui Dumnezeu? Decât dacă slujitorul lui sau robul lui credincios se manifesta și trăia ca un credincios. Și el purta prezența lui Dumnezeu prin faptul că trăia cum vroia Dumnezeu. Așa ajungea în contact.